după aceea, prin intermediul dumneavoastră, la nivelul țării, rezultatele remarcabile pe care le-am obținut noi în ultimul timp la Muzeul de Istorie. Vineri, așa cum ați văzut și în invitația pe care o aveți în mapa de presă, va avea loc inaugurarea sării Arta Romană la Botanița. Această expoziție este organizată în contextul celei de-a cincea ediții a Colocviului Național de Arheologie, unde, în acest an, vor participa peste 20 de specialiști de la diferite instituții din țară. Mă bucur că ați reușit să faceți cel puțin un anumit procent destul de mare din ceea ce v-ați propus. În ceea ce privește investițiile în istorie și cultură la Turda, vor continua practic aproape toate fondurile pe care le-am accesat, vor face ca infrastructura trebuie de așa natură făcută încât aceste locații istorico-turistice să fie la înălțime și să poată ajunge ușor la ele. Vă doresc succes și conferințe de vineri și împreună să realizăm cât mai multe obiective colaterale muzeului în care chiar am văzut că sunteți implicați.